Bună tuturor din nou la partea a doua din cărțile pe care mi-am luat la facultate, până în prezent. Alan Coben, Fool Me Once. Da, sunt fan acest autor. Prima mea carte în engleză complexă, ca să zic așa, primul meu roman în engleză a fost de la el, așa că era mult fiind de la Târgul Cărții și acum aștept să o citesc. Cred că o să-mi patimilor, am avut de la el Viața lui Isus, adică am încă, dar încă n-am citit-o. Îmi place că asta are un scris foarte mare și are și poze. Pare foarte interesant. Apoi avem cele 5 teze ale calvinismului. După cum am zis și în videoclipul anterior, o să citesc cărțile astea în paralel cu cele legate de liberul arbitru și toate chestia asta. Și totuși, Biblia are dreptate. Am uitat să menționez de cartea anterioară, am luat-o de pe... Nu mai știu exact de pe ce site. Știu că a făcut cineva comanda și am luat și eu câteva cărți de acolo. Asta o am de la Târgul Cărții. Deci, efectiv, sună de parcă aș fi sponsorizată de ei atât de mult, repet. Nu știu, mie pur și simplu place foarte mult acel site. Îmi place pentru că sunt cărți foarte ieftine, mai ales cele în engleză. Apoi avem Noroi, Transpirație și Lacrimi. E autobiografia lui Bear Grylls, bineînțeles că știți. Cred că nu e nimeni care să nu știe. Îmi place că are și poze. Cu el de când era mic și cu el, copiii lui, tot felul de lucruri drăguțe. Îți pare simpatic. Am luat-o de la două bufnițe, dacă nu mă șel. Pentru că aveau cărți foarte ieftine în niște coșulețe jos și a fost gen 10 lei și mi s-a părut super. 90 Minutes in Heaven, de am luat Îngerii Mesageri Divin Misterioși, tot de pe Târgul Cărții, pe care din păcate am îndoit-o un pic eu când am adus toate cărțile din Timișoara în saci. N-am avut ce să fac, n-am avut cum să fac altfel, am avut saci întregi de cărți foarte grei și s-a întâmplat asta. Nu e o carte cunoscută, sper să fie drăguță și bună și biblică mai mult. Apoi avem Spune pot și voi putea. Cred că o să-mi placă cartea. Am citit de la același autor Puterea gândirii pozitive sau Forța gândirii pozitive, nu știu exact. Și mi-a plăcut foarte mult și cred că o să-mi placă și asta. E motivatoare. Apoi Fratele Grimm. Știu că e ruptă. Efectiv e în Timișoara o doamnă foarte drăguță care are cărți de antichariat și are și magazine la același timp. Și am luat-o de la ea. Mi s-a părut foarte interesant povestea cu un criminal care omoară oamenii și îi omoară în așa fel încât să fie asemănați cu poveștile fraților Grimm. Și mi se pare super interesant și coperta e foarte frumoasă. Păcat că e un pic ruptă, dar na, nici n-am mai găsit-o pe altă. Apoi avem Înțelepciunea Strihopaților pe care am primit-o de la acel maraton de care vă spuneam, nu maraton, scuze, pe care am primit-o de la acea activitate de Crăciun despre care v-am povestit în videoclipul anterior. Apoi avem Cine trăiește de fapt în tine, de Cristian Bărbosu. Cred că o să-mi placă cartea, adică are potențial, mi s-a părut promițătoare și abia aștept să o termin, pentru că deja m-am apucat de ea, dar facultatea îți cam ia din timp și asta e o carte care necesită timp, ca multe altele. Da, deci oficial cred că o să fie trei părți. Tânărul Sherlock Holmes. N-am nicio carte cu Sherlock Holmes și am vrut. Și am zis Tânărul Sherlock Holmes, pare interesantă, a fost și ieftină, cred că o să-mi placă. Avem Șantajul sentimental pe care am luat-o de la un chioșc din Timișoara. Probabil știți că apar cărți la chioșcuri, bineînțeles că știți, și mi se pare foarte interesantă. N-am citit-o încă, am răsfoit-o puțin și... Vreau să văd, pentru că s-ar putea ca fiecare dintre noi să fie un mic șantajist sentimental. Fie că știi, fie că... Pam, pam, cartea asta abia aștept să o citesc. Anthony Fleau, unul dintre cei mai mari atei al lumii care a murit, a scris o carte... Bineînțeles, asta este cartea. Există Dumnezeu și El, nu tăiat, mi se pare interesantă, rău de tot coperta și cred că o să-mi placă foarte tare, pentru că eu din perspectiva unui foc... Și câte știu, cartea asta nu e în favoarea unei religii. Mi se pare că e în favoarea unui creator. O să o citesc și după o să dau mai multe detalii. Am avut pentru facultate Arta de a influența, analiza tehnicilor de manipulare. Am citit puțin din ea. Dacă la început m-a plictisit, acum mi se pare interesant pentru că te ajută să vezi cum să gestionezi anumite situații. De exemplu, în carte este un exemplu. Ce este chestia asta, ok? În carte este un exemplu cu o vânzătoare și o clientă care vine supărată că să returneze produsul pentru că e foarte prost și nu funcționează. Apoi vânzătoarea, în loc să se ia la harță cu ea înapoi, îi răspunde extrem de calm și de frumos că o va ajuta să schimbe produsul sau să vadă care e problema. Și atunci clienta imediat se liniștește. Și sunt multe, multe exemple de genul ăsta. Și o să vreau să termin până la urmă. Din acea activitate de Crăciun. Abia aștept să o citesc. Cât de mișto e să vorbești singur 7 minute și să realizezi că nu era apăsat pe înregistrare.
Așa că iau de la capăt ultimul teanc. Curs. Care da preluduta vrăjitoarelor și chiar sunt curioasă despre ce vorba și cât de mișto o să fie. Probabil o să-mi placă foarte mult, e foarte mare. Deci are 600 plus pagini și scrisul incredibil de mic. Dar cred că o să-mi placă. Și bineînțeles, aș vrea să pun mâna și pe următoarele volume, dacă se poate. Dacă îmi place asta. Apoi, Răzbunarea lui Finnegan. Am citit-o o colegă de-a mea de cameră și i-a zis că i-a plăcut, dar știa dinainte ceva important din carte și a fost ciudat. Sper să-mi placă, pentru că e cu închisoare și mie îmi plac de obicei serialele care țin de închisoare. De exemplu, Prison Break mi-a plăcut extrem de mult. Apropo, dacă știți seriale cu închisoare, să-mi scrieți în comentarii. Vreau, următoarea carte, Anne Hall, Teroare judiciară, pe care am luat-o de la Târgul Cărții. Și am uitat să menționez, cartea anterioară am luat-o de la un anticare din Timișoara, din mall, din shopping cadou și am auzit numai părere bune despre ea, așa că abia aștept să o citesc. Dumnezeu într-o lume evoluționistă. De la Curtea Veche am luat-o de la Libris. Marile religii am luat-o de la un anticare din Timișoara, același din Shopping City. Autorul spune din suflet să le spună din perspectivă obiectivă, pentru că nu vreau o perspectivă subiectivă. Dacă vreau perspectivă subiectivă, știu unde să caut. Vreau o perspectivă obiectivă, vreau să le prezinte pe fiecare și să spună ce cred efectiv. Asta e tot ce vreau. Apoi avem tot de la Hacker Messer cu ochii minții, de la Târgu Cărții. Cred că o să-mi placă. De la Irsa Sigur de Alotir, Suflete damnate, pe care am luat-o din acel anticariat din Shopping City. Iubesc autoarea asta, deci ea și Johan Theorin. Să las sufletelul meu. Fericiți cei însetați de Anne Holt cu crime și numere pe victime. Cred că o să-mi placă, am luat-o de la Libris. A făcut cineva comanda și am luat și eu, bineînțeles, a fost ieftină de cărbițe celei. Următoarea carte este Evidența de scrisoare, despre care am auzit numai păreri bune și abia aștept să pun una pe ea. O am de la un chioș din Timișoara, pentru că era cu un ziar, dacă mă șel, sau nu, s-a putea să mă șel. Nu știu dacă a fost exact un ziar, dar știu că am luat-o de la un chioșc sau magazin din acela. Carte, tot de la chioșc, Fata cu un ceas în loc de inimă. Am zis că nu e cea mai bună carte thriller, dar cred că o să-mi placă. Și apoi sunt cărțile din colecția esoterică. Sau esoterica, da. Bun, prima carte, Conducătorii secreți ai României moderne și societăți oculte și grupuri de interese. Apoi avem Din secretele macabre ale unor localități blestemate din România necunoscută. Apoi avem cele mai celebre cazuri de vrăjitorie din țările române, de care m-am apucat la facultate, dar încă n-am terminat-o. Și ultima, care îmi place super mult și mă tentează cel mai mult dintre toate, Viața după moarte, cazuri impresionante din România. Toate cărțile sunt de Dan Silviu Boierescu și le-am luat de unele pe unele, le-am luat de la chioșcuri și pe altele de pe Târgul Cărții. Mi se pare că pe asta de la Târgul Cărții, și pe asta de la chioșcuri și pe asta de la Târgul Cărții. În fine.